Salutare dragilor și bine ați venit la Mate cu Alfa. Astăzi vom înțelege de ce este important să învățăm matematica. De ce aș învăța matematică? Chiar trebuie să memorez toate formulele de arii și de volum când le pot găsi pe internet? De ce ar trebui să știu funcțiile trigonometrice? De ce ar trebui să învăț calcul numeric când am telefon? Voi folosi măcar o dată în viață toate aceste teoreme? M-am săturat de atâtea probleme, prea multe teme. E prea mult, prea greu, nu este pentru noi. Sau pur și simplu nu suntem motivați să depunem un efort suplimentar pentru a o înțelege. Dacă ți-aș spune că, fiind atent în timpul orelor de matematică și efectuând responsabil temele, vei ajunge să câștigi de 5 ori mai mult lucrând de 2 ori mai puțin. Vei ajunge un arhitect renumit, un inginer talentat, vei crea cel mai popular joc video, vei reuși să inventezi o mașină care levitează, un telefon holografic sau un dispozitiv revoluționar care identifică și tratează orice tip de boală. Te-ar motiva un astfel de viitor. Evident, este nevoie de multă muncă, dar nimic nu este imposibil. Zilnic ne punem zeci de întrebări. Răspunsul fiecarei întrebări. Constă în rezolvarea unei probleme care necesită dezvoltarea unor competențe. Fie că au un conținut abstract sau practic, exercițiile și problemele rezolvate în timpul orelor de matematică te ajută să-ți dezvolți gândirea logică, creativă, critică, prospectivă și decizională. Te ajută să te focusezi pe ce este cu adevărat important, să fii atent la detalii și să te canalizezi spre găsirea unei soluții. Rezolvând o problemă de geometrie, identifici ipoteza, concluzia și stabilești legătura dintre ele. Prelucrezi datele, îți fixezi obiective și strategii de a atinge acele obiective. Cauți posibile soluții și o selectezi pe cea mai potrivită. Comunicarea utilizează de asemenea operații precum explicarea și justificarea. O comunicare eficientă presupune abilități specifice gândirii matematice. Matematica se găsește peste tot în jurul nostru. Ea este importantă pentru înțelegerea propriei vieți și a lumii înconjurătoare. Albinele folosesc hexagoane pentru a-și construi fagurii. Secvența Fibonacci se găsește în întreaga natură, în conuri, cochilii, copaci, flori și frunze, numărul pi în formele râurilor. Aplicații ale matematicii sunt folosite în oncologie pentru a studia mutația celulelor și a dezvolta tratamente care să salveze vieți. Cursul unei pandemii este calculat cu ajutorul ratei patogene de transmisie. Prețul mâncării este calculat în relație cu costurile de producție și cererea estimată. Tranzacțiile bancare necesită algoritmi de criptografie sofisticați. Algoritmul din spatele motorului de căutare Google a fost realizat cu ajutorul matematicii. Așa au ajuns miliardari Larry Page și Sergey Brin. De-a lungul timpului, cei mai mari matematicieni ai lumii și-au adus fiecare, în felul său, contribuția la dezvoltarea societății de astăzi. Pitagora, Euclid, Newton, Hamilton, Arhimede, Laplace, Thales, Pascal și mulți alții. Descoperirile lor au accelerat procesul de evoluție, astfel încât astăzi să putem vorbi despre inteligența artificială și high-tech. Chiar dacă tehnologia și-a însușit capacitatea de a efectua calcule și a utiliza algoritme avansați, gândirea, raționamentul și creativitatea aparțin în exclusivitate minții umane. Sper că te-am convins să înveți matematica! Să trăiești într-o lume condusă matematic și tu să nu știi matematică este ca și cum ai explora lumea cu ochii închiși.